Un accident cumplit s-a petrecut luni dimineața pe strada Moldoveanu. O fată care traversa petrecerea de pieton la intersecția cu strada Bucegi a fost lovită în plin de o mașină. Fata a ajuns la spital în comă după ce a primit primele îngrijiri de la 4 medici aflați în zonă. În urma accidentului, poliția va face propuneri pentru a monta limitatoare de viteză pe acea stradă. Daniel Maricuța, fostul primar al Șelimbărului, a fost trimis în judecată la finalul săptămânii trecute, după ce dosarul a fost instrumentat 8 ani de zile. Faptele care îl aduc în fața judecătorilor de la Curtea de Apel Alba sunt de corupție, iar dosarul în care sunt judecate alte 12 persoane a avut cel mai mare prejudiciu inițial din Ardeal, 114 milioane de euro. Într-o declarație dată în exclusivitate pentru Ora de Sibiu, fostul edil a spus că sper într-o achitare pentru că nu e vinovat cu nimic. A adăugat că cei 8 ani de instrumentare a dosarului au fost grei pentru el. Sibienii din mai multe zone ale orașului au semnalat faptul că coșurile de gunoi sunt pline de mizerie pentru că nu au fost golite de zile bune. Indiferent că este vorba despre străzi mai mici, de marile bulevarde sau de locurile de joacă pentru copii, situația este aceeași. Cineva se mai sinchisește însă să adune gunoiul dacă se semnalează problema prin aplicația Sibiu City App.